Un chef organizat în comuna Stănești s-a lăsat cu sancțiuni după ce oamenii legii au intrat pe fir. Organizatorul și administratorul localului au fost amendați. Petrecerea a fost una cu oameni importanți, fiind sărbătorit un medic din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Târgu Jiu. În cadrul aceleiași acțiuni de control, o sală de jocuri de noroc din localitatea Rovinari s-a ales cu activitatea suspendată pentru că a funcționat peste programul orar admis de lege în perioada de pandemie. În perioada 22-24 ianuarie anul curent, polițiștii gorjeni au acționat pe raza județului Gorj în vederea verificării modului de respectare a măsurilor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2, fiind constatate încălcări ale legii în localitățile Rovinari și Stănești și aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 13.000 de lei pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în legea numărul 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Între timp, autoritățile reamintesc petrecăreților că este interzisă organizarea de evenimente private, nunți, botezuri, mese festive și alte asemenea. Amenda pentru cei care încalcă aceste prevederi legale este între 3.000 și 15.000 de lei.